Efectul simple expuneri este un fenomen psihologic prin care tindem să ne placă lucruri doar pentru că suntem expuși la ele. Așadar, simpla expunere repetată la un lucru te face să îl placi. Acest lucru este valabil și pentru cântece pop, produse și oameni, cu excepția celor care ne displac inițial. Ai vedea mai des, ne poate face să-i displace mai mult. Dacă trasăm efectul de simplă expunere pe un grafic, cu preferințele pe o axă și repetițiile pe cealaltă, vedem că este nevoie de aproximativ 15 repetiții ca efectul să-și atingă potențialul maxim. Dacă expunerea este excesivă, oamenii se enervează. Iar dacă nu le-a plăcut de la început lucrul respectiv, repetarea poate înrăutăți situația. Există două explicații principale pentru acest fenomen. Prima este certitudinea. Preferăm ceea ce ne este familiar. Mintea noastră a învățat în mod natural să fie atentă în preajma lucrurilor noi care ne-ar putea face rău. Ceea ce înseamnă și că, dacă vedem ceva în mod repetat, fără consecințe negative, tindem să credem că este sigur. A doua este fluența perceptivă. Suntem programați să preferăm lucruri simple care necesită o sarcină mentală redusă. Sarcinile cognitive dificile, cum ar fi să înțelegem cum funcționează ceva nou, necesită multă atenție și timp, motiv pentru care încercăm să le evităm. Psihologul Robert Zients a fost cel care a descoperit fenomenul, observând că organismele expuse la ceva nou experimentează teamă. Fiecare expunere ulterioară la acel lucru nou provoacă mai puțină teamă și mai mult interes. Și cu mai multă expunere, observatorul începe să reacționeze cu drag la stimulul cândva nou. Zients a testat apoi modul în care subiecții reacționau la anumite simboluri, cum ar fi ideograme chinezești. Subiecților li s-au arătat diverse caractere de un număr diferit de ori și au fost apoi întrebați pe care le preferă. Cei cărora li s-au arătat cel mai des anumite simboluri le-au acordat și cele mai multe calificative favorabile. Dar Zients a descoperit ceva chiar mai spectaculos. Folosind un tahistoscop și un grup de oameni, el a expus fiecare persoană la o serie de forme aleatorii care se schimbau atât de repede, încât era imposibil să se observe că unele se repetau. Când oamenii au fost întrebați ulterior ce forme li se păreau cele mai plăcute, le-au ales în mod constant pe cele la care fuseseră expuși cel mai des, chiar dacă nu erau conștienți de acest lucru. Rezultatele au validat una dintre ipotezele lui Zients. Schimbările în preferințe induse de expuneri repetate nu depind de nicio evaluare subiectivă și conștientă anterioară a atributelor stimulului, ci mai degrabă de rezultatele obținute doar din istoricul obiectiv al expunerilor. În 1968, agenții de publicitate și directorii de marketing au citit despre rezultatele obținute de Zients. Unii au fost fericiți să afle că efectul asupra creierului poate fi mai puternic dacă expunerea vine cu alt stimul plăcut. Psihologul a continuat să studieze psihicul uman. Mai târziu, el a făcut o remarcă celebră. În cazul celor mai multe decizii, este extrem de dificil să se demonstreze că a existat de fapt un proces cognitiv prealabil. Nu este vorba de faptul că deciziile pe care le iau oamenii sunt iraționale, ci de faptul că procesul prin care sunt luate deciziile este complet diferit de procesul rațional pas cu pas, care ar putea fi utilizat pentru a rezolva, de exemplu, o problemă de matematică. De obicei, deciziile sunt luate în mintea inconștientă prin intermediul unui proces necunoscut. Spuneți-ne, care dintre aceste forme vă place cel mai mult? Și ați fost conștienți că ați fost expuși la una mai mult decât la celelalte? De asemenea, spuneți-ne ce credeți despre reclame. Dacă simpla expunere la ele ne face să ne placă lucruri care altfel nu ne-ar plăcea, ar trebui ca panourile publicitare să fie interzise în spațiu public? Artistul Banksy a spus: orice reclamă într-un spațiu public care nu-ți dă de ales dacă s-o vezi sau nu, este a ta. Are dreptate? Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.